Bună ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Guvernul RCEAN se întrunește astăzi în prima ședință la o zi de la învestirea noului cabinet de miniștri. Între timp, la Tiraspol, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, s-a întrunit cu așa-numitul șef al Departamentului Local de Externe. Avem detalii în jurnal. Politicieni de rang înalt și lideri militari din întreaga lume se întâlnesc astăzi în Germania, unde începe conferința de securitate de la München. La eveniment participă și președintele țării, Maia Sandu. Prima ședință a noului cabinet de miniștri în frunte cu Dorin Recean are loc astăzi la o zi de la învestire. Colega noastră, Mihaela Tabarcea, urmărește subiectul și vine cu mai multe detalii. Mihaela, bună ziua! Bună ziua, Valeria! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ședința Guvernului a început la ora 13. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte. Primul vizează cadrele, ceea ce înseamnă că vor fi noi numiri și demisii în cadrul unor ministere. Un alt proiect vizează oferirea mijloacelor financiare pentru salvatorii care timp de o săptămână au participat la lichidarea consecințelor cutremurului din Turcia. Alte proiecte vizează semnarea unor acorduri internaționale. De dimineață, Dorin Recean a mers la cele patru ministere unde au fost numiți noi miniștri pentru a-i prezenta echipei. Este vorba despre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, cel al Justiției și Ministerul Energiei. Ieri, după ce a depus jurământul, Dorin Recean a venit aici la guvern unde s-a întâlnit cu fostul premier Natalia Gavrilița. Cei doi s-au filmat, iar imaginele au fost publicate pe pagina de Facebook a guvernului. Cu alte detalii despre proiect aprobate în cadrul primei ședințe de guvern, vom reveni în jurnalul orei 17. Valeria, ai legătura. Mihaela, mulțumesc. Statele Unite, dar și reprezentanții țărilor UE l-au felicitat pe noul premier Dorin Recean și au dat asigurări că așteptările partenerilor externe de la noul cabinet de miniștri sunt mari. Totodată, aceștia au menționat că vor susține în continuare parcursul european al țării noastre. Ambasadorul SUA în Republica Moldova l-a felicitat pe noul premier Dorin Recean și i-a mulțumit Nataliei Gavrilița. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să lucrăm cu guvernul și poporul Moldovei pentru a promova în continuare integrarea cu Europa și pentru a aborda provocările actuale, construind un viitor democratic, prosper și sigur, se arată pe pagina Ambasadei SUA din Republica Moldova. Cu un mesaj a venit și purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat. United States welcomes the appointment of Dorin Recean as the new Prime Minister of the Republic of Moldova. We appreciate President Sandu's continued leadership as Moldova builds its democratic European future. Și unii europarlamentari au urat succes noului premier. Siegfried Mureșan scrie că Uniunea Europeană va continua să acorde sprijin țării noastre. Cu mesaje au venit și alți oficiali. Letonia a anunțat că va continua să sprijine eforturile Moldovei în vederea integrării europene. Astfel de mesaje au scris și alți premieri, precum cel al Estoniei, Lituaniei, Poloniei, dar și Comisarul European pentru Politică Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere. Guvernul Recean a fost învestit imediat după ce a obținut votul de încredere din partea deputaților. Noul prim-ministru, împreună cu întreg cabinetul său de miniștri, a mers la președinție. Acolo, în fața șefei statului și a președintelui Parlamentului, au depus jurământul, iar Maia Sandu a declarat că executivul va avea toată susținerea necesară. Primul a depus jurământul noul prim-ministru Dorin Recean. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Apoi, rând pe rând, și noi miniștri au depus jurământul. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Toți au îngenunchiat în fața drapelului și au dat mâna cu șefa statului, președintele Parlamentului, dar și premierul.
Maia Sandu a declarat că executivul va avea toată susținerea necesară. Aveți de administrat treburile țării într-o perioadă foarte dificilă, marcată de multiple crize. Așteptările oamenilor față de dumneavoastră și față de stat, în general, sunt foarte mari. Republica Moldova trebuie nu doar să reziste, ci trebuie să se dezvolte. Apoi, membrii guvernului au fost invitați să facă o fotografie de grup cu șefa statului. Dorin Recean și-a prezentat echipa guvernamentală. Au fost făcute modificări doar la 3 ministere. Este vorba despre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Justiției și cel al Finanțelor. Totodată a fost creat un nou minister, cel al Energeticii. Totodată a fost eliminată funcția de vicepremier pentru digitalizare, iar atribuțiile acesteia le-au fost transmise Ministerului Economiei. Astfel, guvernul Recean este compus din 15 ministere, iar 11 dintre miniștri sunt cei care se regăseau și în guvernul Gavrilița. Totodată sunt 4 nume noi. Veronica Mihailov va conduce Ministerul Justiției, Lilia Dabija Ministerul Infrastructurii, Victor Parlicov va fi în fruntea Ministerului Energeticii și Veronica Sirețeanu la Ministerul Finanțelor. Candidatura lui Dorin Recean pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova a fost propusă de președintele Maia Sandu după ce Natalia Gavrilița a demisionat. Dorin Recean și-a prezentat ieri planul de activitate pentru mandatul de guvernare. Acesta a enumerat un șir de priorități, printre care dezvoltarea economică, consolidarea capacităților de apărare și îndeplinirea condiționalităților pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Prioritatea mea este să introducem eficiență și ordine în instituțiile guvernamentale, în așa fel încât toate serviciile publice să fie eficiente. Este importantă dezvoltarea economică. Trebuie să consolidăm capacitatea noastră de apărare, trebuie să investim în capacitatea tehnică și umană pentru ca să ne apărăm și trebuie să investim în capacitatea noastră de a asigura ordinea publică. În acest context, Dorin Recean a vorbit și despre statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Noi trebuie să înțelegem ce înseamnă acest statut de neutralitate. Statutul de neutralitate nu este altceva decât un instrument de politică externă care s-ar putea foarte curând să nu funcționeze. De asta și este necesar noi să ne consolidăm capacitatea de apărare. Recean a subliniat că o altă prioritate este îndeplinirea condiționalităților pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. A fost scandal ieri la ședința Parlamentului, în momentul în care deputații urmau să-i acorde votul de încredere noului cabinet de miniștri. Opoziția a protestat la tribuna Parlamentului, cerând alegeri anticipate, după ce deputații PAS au decis să limiteze numărul discursurilor deputaților. După mai bine de 3 ore de dezbateri, critici și, pe alocuri, huiduieli, noul guvern a primit votul de încredere doar din partea deputaților PAS. Dorin Recean și-a prezentat echipa în fața deputaților, după care a răspuns la întrebările acestora, care au fost pe alocuri ironice. Veni nou человек в молдавской политике, а также из ваших демократических, в кавычках, методах работы, бить людей головой об асфальт, о стены. Хочется узнать, новое правительство, насколько планирует увеличить асфальтирование дорог, с учетом того, что вы в том числе сказали, что министров будет больше, а значит голов тоже будет больше. Alte intervenții ale deputaților din opoziție l-au amuzat pe noul prim-ministru. Eu știu că dumneavoastră sunteți un om sentimental, deoarece iubiți florile, cunosc chestia asta. Dar aș vrea să spun că dumneavoastră o să aveți nevoie de o rigiditate și o fermitate deosebită în contextul celor expuși. Vreau să întreb așa o chestie. Omul Dorin Recean este un bogat? Eu nu știu dacă iubesc florile, prima dată aud. Dar cu siguranță eu iubesc cartea. La un moment dat în sală și-a făcut apariția deputatul partidului Șur, Marina Tauber, care a dus la tribună un teanc de facturi și a făcut show în Parlament. Acum vă duceți, îl aduceți miliardul înapoi și guvernul în continuare va avea grijă de cetățenii pe care dumneavoastră i-ați furat. Gălăgia din Parlament i-a făcut pe unii aleși ai poporului să greșească numele noului prim-ministru. Noi sperăm tare mult că guvernul grecian
Recean Scuze va continua această misiune. Când s-a ajuns la procedura de vot, deputații PAS au propus limitarea discursurilor deputaților de la tribună, lucru care i-a nemulțumit pe deputații din opoziție. Mandatul deputatului în Parlament trebuie respectat, deoarece el este oferit de popor. Deputații au dreptul la declarații. Categoric nu acceptăm limitarea dreptului nostru de a vorbi în această sală. Socialiștii și comuniștii au declarat că se vor adresa la Curtea Constituțională și au protestat la Tribuna Legislativului, asta în timp ce PAS vota pentru guvernul recean. Supun votului proiectul 26, numărul 26, din 15.02.2023, noul cabinet de miniștri a fost susținut cu votul a 62 de deputați PAS. Proiectul numărul 26 din 15.02.2023 de aprobare a programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere a guvernului votat de 62 de deputați. Noi fragmente a unei rachete au fost găsite ieri în raionul Briceni. Zona a fost încercuită, iar geniștii au investigat și verificat rămășițele descoperite. Responsabilii de la Ministerul Afacerilor Interne spun că acestea au ajuns pe teritoriul țării noastre în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, dar nu este clar deocamdată cui îi aparține racheta. Rămășițele rachetei au fost depistate de o patrulă a poliției de frontieră largă pe un câmp. Zona a fost încercuită și a fost anunțat serviciul de urgență 112, echipele BOMTEH ale IGP și procuratura raionului Briceni. Poliția de frontieră împreună cu colegii din Inspectoratul de Poliție Briceni asigură perimetrul și pregătesc asistența pentru echipele de investigare și verificare ale BOMTEH, IGP și ale procuraturii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne spune că fragmentele de rachetă ar fi ajuns pe teritoriul țării noastră în urma bombardamentelor rusești. Responsabilii nu știu însă deocamdată cui aparține racheta. Nu există încă date care să confirme există sau nu există material explozibil în această rămășiță, iarăși sunt ipoteze care vor fi verificate de către echipa BOMTEH. Toate procedurile corespunzătoare au fost declanșate pentru, în primul rând, a proteja cetățenii. Este al patrulea caz de la invazia Rusiei în țara vecină în care resturi ale unei rachete cad pe teritoriul țării noastre. În luna noiembrie anul trecut, rămășițele unei rachete rusești doborâte de sistemul antiaerian ucrainean au căzut în satul Năslavcea din nordul țării. Atunci aproape 30 de locuințe au fost avariate, iar la scurt timp, un diplomat rus de la ambasada Rusiei la Chișinău a fost expulzat din țara noastră. Peste o lună, alte bucăți de rachetă au fost depistate într-o livadă în apropierea orașului Briceni, iar în luna ianuarie, fragmente de rachetă au fost descoperite în zona sectorului de frontieră largă a Briceni. Săptămâna trecută, o rachetă rusească lansată spre Ucraina a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit responsabililor de la Ministerul Apărării, racheta a zburat deasupra unei localități din regiunea transnistreană și ulterior, deasupra satului Cosăuți din raionul Soroca. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a fost convocat la Ministerul de Externe pentru explicații. Localnicii din satul Larga, unde au fost descoperite fragmentele, spun că trăiesc cu frică după aceste incidente. Totare suntem sigurați cu asta, poschiți casele noastre. Ce spun oamenii despre rămășițele de rachetă descoperite pe teritoriul țării noastre, dar și despre războiul de la graniță, aflați imediat la știri. Politicieni de rang înalt și lideri militari din întreaga lume se întâlnesc astăzi în Germania, unde începe conferința de securitate de la München. Pe măsură ce se apropie prima aniversare a invaziei ruse în Ucraina, războiul din țara vecină va domina evenimentul, unde Rusia nu a fost invitată. Și o delegație a Republicii Moldova, condusă de președintele Maia Sandu, participă la eveniment. Politicieni, militari de rang înalt și diplomați importanți din întreaga lume se reunesc azi la München pentru a examina un peisaj de securitate european transformat într-un an de invazia Rusiei în Ucraina. Cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și vicepreședintele american Kamala Harris se numără printre numeroșii oficiali de rang înalt care participă la eveniment. Adunarea de anul trecut de la München a avut loc cu câteva zile înainte de începerea războiului. În timp ce trupele rusești se adunau la granițele Ucrainei, liderii occidentali de la München l-au îndemnat pe
președintele Vladimir Putin să nu invadeze și l-au avertizat cu privire la consecințele nefaste în cazul în care o va face. Anul acesta, liderii se vor confrunta cu consecințele deciziei lui Putin de a le ignora rugămințele și de a declanșa cel mai devastator război din Europa de la al doilea război mondial încoace. Liderii ruși se vor remarca prin absența lor de la conferința care se va desfășura până duminică, dar se așteaptă ca înalți oficiali ucraineni să se adreseze acesteia. Vladimir Putin, în schimb, se întâlnește azi la Moscova cu președintele Alexandru Lukashenko, iar asta a adus noi speculații că Minskul se pregătește să ajute Rusia cu trupe în războiul din Ucraina. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, se află acum la Tiraspol la prima întrevedere din acest an în formatul de negocieri 1+1. Pe ordinea de zi se află mai multe subiecte cu privire la libera circulație și respectarea drepturilor omului, anunță autoritățile de la Chișinău. Între timp, presa din stânga ministrului susține că se va discuta și despre legea separatismului. Prima reuniune în formatul 1+1 din acest an are loc la Tiraspol, la sediul misiunii OSCE. Acolo, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, s-a întâlnit cu așa numitul șef al Departamentului Local de Externe, Vitali Ignatiev. Discuțiile sunt focusate pe cele mai stringente probleme cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru, printre care asigurarea necondiționată a liberei circulații, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, accesul la terenurile din raionul Dubăsari. Între timp, presa transnistreană scrie că pe ordinea de zi se regăsește și subiectul cu privire la legea separatismului, informație neconfirmată de autoritățile de la Chișinău. Ultima rundă în formatul 1+1 a avut loc la Tiraspol în luna octombrie anul trecut. Locuitorii din satul Larga, Briceni, trăiesc cu frica în sân după ce în apropiere de localitatea lor au fost găsite rămășițele unei rachete. Oamenii spun că nu se simt în siguranță și că vor pace. Responsabilii de la Ministerul Apărării ne-au spus că fragmentele rachetei nu conțineau material exploziv. Proveniența acestora urmează a fi stabilită. Locuitorii satului Larga din raionul Briceni spun că nu au auzit când au căzut rămășițele rachetei descoperite pe un câmp din localitate. Oamenii i-au povestit echipei nordnews.md că nu se simt în siguranță în urma acestui incident. Am auzit că au văzut iar o bucată de trubă, nu știu. E rachetă, e trubă, nu știu. E clar că ne temi, cine nu se teme de așa situație. Vrem pace. Nu tare suntem sigurați cu asta, că păschiți pe casele noastre. Dar chiar sunt pușcă rușă la Ucraina și Ucraina îl dau jos. Și păschiți la noi în sat. Clar că ne temem, dar dacă nu s-au auzit bubuituri, cred că asta ceva așa, știu ce. Nu cred că au căzut. Cine știe ce s-a întâmplat. Data trecut s-au auzit tare, eram în casă, o bubuitură strașnic. Data asta n-am auzit, nu știu. Descoperirea elementelor de rachete a fost făcută ieri de patrula poliției de frontieră din Larga. Oamenii legii au securizat zona. Astăzi, cei de la Ministerul Apărării ne-au spus că în urma investigației nu a fost găsit material exploziv pe suprafața rămășițelor de rachetă. Proveniența acestora însă urmează a fi stabilită. Momente de panică pentru ministrul turc al sănătății după ce la picioarele acestuia s-a produs o explozie puternică. Ce a provocat deflagrația și care este starea oficialului, aflați în câteva minute în jurnal. Numărul deceselor a ajuns la 42.000 în Turcia și Siria după cutremurele devastatoare, dar bilanțul crește. Salvatorii continuă operațiunile, însă aproape că nu există supraviețuitori. În ultimele ore nu a fost scos nimeni în viață de sub dărâmături. Se estimează că 1 milion de oameni sunt în prezent fără adăpost. Acum, pe măsură ce șocul inițial dispare și praful se așează, amploarea devastării devine și mai evidentă. Și cu asta vine și întrebarea, cine este de vină? Cutremurul din 6 februarie a făcut peste 36.000 de morți în Turcia și 6.000 în Siria. Aceste cifre însă vor mai crește pe măsură ce salvatorii au început operațiunile de recuperare a cadavrelor. Sunt puține șanse să fie mai găsiți supraviețuitori. Alte 3 persoane, printre care un adolescent de 14 ani, au fost salvate de sub dărâmături în orașul Antakya din sudul Turciei la 11 zile după cutremurul care a devastat regiunea. Tânăra de 17 ani salvată ieri se simte bine, ea a fost internată
internată la spital, însă nu are traume grave. Fata a reușit chiar să schimbe câteva vorbe cu jurnaliștii. I'm fine, thank you, she says. I had nothing with me. I just tried to pass the time. Rudele cred că rugăciunile lor au ajutat-o să supraviețuiască. Alții încă se roagă lângă ruinele caselor prăbușite. Sute de oameni au fost scoși în viață de sub ruinele clădirilor prăbușite în zilele care au urmat după cutremur. Echipele de salvare din toată lumea au lucrat în echipă, așa cum se vede în aceste imagini. Salvatorii recunosc că mulți oameni rămași prinși sub dărâmături au murit în primele zile de după cutremur, deoarece nu a fost posibil să se ajungă la ei. From the beginning of the earthquake, the narrow streets was totally blocked and it was not easy to find people. Actually, second days, third days and fourth days still there was a lot of alive people. They were shouting at us for help. We tried to rescue all of them, but it was impossible. Între timp au apărut noi imagini cu valea formată în provincia Hatay după cutremur. Aceasta are o lățime de 200 de metri și o adâncime de 50 de metri. Pe măsură ce trece timpul, apar tot mai multe întrebări despre escrocherii în construcții și despre politica care a permis construirea unor structuri nesigure. Planul destinului include astfel de lucrări, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan unei victime a cutremurului în timpul scurtei sale vizite în regiune, la 56 de ore după dezastru. Ca răspuns, mulți localnici au întrebat prețelele de socializare. De ce destinul nu vizează niciodată Japonia? Vicepreședintele turc a arătat cu degetul către 134 de constructori din regiune care au fost arestați în toată țara, fiind suspectați de construcție defectuoasă sau neglijentă. Unii au fost arestați pe aeroporturi în timp ce încercau să fugă din țară. Conform estimărilor, cutremurile au distrus sau afectat în mod grav peste 41.000 de clădiri în 10 din cele 81 de provincii din Turcia. Acesta este cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia după cel din 1939. Separat, banca americană JP Morgan a estimat costurile directe ale distrugerilor provocate infrastructurilor fizice din Turcia la 2,5% din produsul intern brut sau 25 de miliarde de dolari. Copilul născut sub ruinele cutremurului din Siria a fost mutat într-un loc secret. Autoritățile se temeau că va fi răpit sau ar putea fi victima unei adopții frauduloase. Decizia a venit după ce spitalul în care se afla a fost luat cu asalt de oameni înarmați care au vrut să răpească fetița. Fetița siriană născută sub ruinele casei familiei ei, prăbușită la cutremurul de săptămâna trecută, a fost mutată într-o locație sigură de autoritățile sanitare. Asta după ce luni un asistent medical însoțit de doi bărbați înarmați l-ar fi bătut pe directorul spitalului în încercarea de a răpi copilul pe nume Aya, care în arabă înseamnă semnul de la Dumnezeu. Mai multe persoane au mers la spital pretinzând în mod fals că sunt rude ale Ayei, ceea ce i-a făcut pe oficialii spitalului să cheme polițiștii locali ca să o păzească. Fetița a fost găsită în viață sub dărâmături în timp ce încă avea cordonul umbilical legat de mama sa care murise în urma seismului, la fel ca și restul familiei. Fetița a devenit rapid un simbol al speranței, un semn al miracolului, în timp ce imaginile cu ea scoasă din ruine au devenit virale pe rețelele sociale. Mii de oameni din întreaga lume s-au oferit să adopte fetița. Aya va rămâne în grija unui unchi, iar o mătușă care a născut recent și a supraviețuit cutremurului o va crește. Momente de panică pentru ministrul turc al sănătății. O explozie s-a produs chiar la picioarele sale în timp ce vorbea cu medicii într-o zonă afectată de cutremure. În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se vede o explozie și o flacără. Ministrul și oamenii care vorbeau cu el au fugit repede. Potrivit primelor informații, se pare că a explodat o sobă de încălzire improvizată. Nimeni nu a avut de suferit. Astfel de sobe sunt folosite de mulți în taberele de corturi pentru victimele cutremurului.
Președintele Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, este în stare bună de sănătate, a raportat medicul său după o examinare medicală de rutină, adăugând că Biden este capabil să exercite cu succes atribuțiile prezidențiale. Pentru ca dorița arate că, într-adevăr, nu are probleme de sănătate, imediat după control, Biden a organizat o conferință de presă în care a vorbit despre obiectele zburătoare neidentificate. După 3 ore de investigații în care medicii au examinat cum se simte, președintele Joe Biden a organizat o conferință de presă în care a vorbit în premieră despre cele 3 obiecte neidentificate doborâte săptămâna trecută și despre balonul de spionaj chinez. I gave the order to take down these 3 objects due to hazards to civilian commercial air traffic and because we could not rule out the surveillance risk of sensitive facilities. Potrivit lui Biden, obiectele erau operate probabil de companii private și nu aveau elemente de spionaj. Liderul de la Casa Albă a spus că nu își cere scuze pentru doborârea balonului chinez. Acesta a menționat însă că nu își dorește un conflict cu Beijingul și că va discuta în continuare cu președintele chinez Xi Jinping. We seek competition, not conflict with China. We're not looking for a new Cold War. But I make no apologies. Președintele american Joe Biden, la 80 de ani, nu își ascunde ambiția de a candida pentru un nou mandat. Medicul, care îl urmărește de peste un deceniu, a stabilit în urma controlului de ieri că acesta este în stare bună de sănătate pentru a-și îndeplini atribuțiile. Biden, cel mai în vârstă președinte din istoria Americii, are doar afecțiuni minore tratate cu 3 medicamente eliberate pe bază de rețetă. Tensiunile cresc la granița dintre Ucraina și Belarus pe fondul temerilor unei noi ofensive ruse. Ucrainenii au închis și baricadat toate punctele de trecere a frontierei cu vecinii bieloruși, cu care au o graniță de 1000 de kilometri. Ieri, într-o conferință de presă, Alexandru Lukashenko a declarat că Belarus va lupta alături de ruși doar dacă țara sa va fi atacată. Alexandru Lukashenko a declarat că va ordona trupelor sale să lupte alături de aliatul Rusia doar dacă o altă țară va lansa un atac împotriva Belarusului. Ми не хотим войны. И ми ні в коїм случае не собираемся вводить свої війська на територію України, якщо тільки ви оттуда не сделаєте, не совершите агресію проти Білорусі. Soldații Ucrainei sunt în stare de alertă ridicată și fac exerciții militare de-a lungul frontierei cu Belarus. Даже не йдуть і не сунуться, бо тут їм буде кришка. Ви гарантуєте? Так, да, військово. Да, ми їх ждемо. Brigada 100, care ar trebui să apere Ucraina de o eventuală invazie dinspre Belarus, este formată în cea mai mare parte din voluntari, câțiva profesori, instalatori și constructori. Ei supraveghează o porțiune de 200 de kilometri, a cărei apărare a fost întărită cu mine antitank. Чому важливо? Це є захист нашої держави, як я вже говорив, з боку об'єднаних військових сил Росії і Білорусі. І територія Білорусі використовується як плацдарм для наступу, для обстрілу території України. Ну, от така, от бачите, висота. Кругом все видно, якби ми на висоті, проглядається перехрестя, можна працювати як гранатометами, як стрілецькою зброєю і всім іншим. Rusia a folosit Belarusul ca punct de plecare pentru invazia sa la scară largă în Ucraina anul trecut, lansând ofensiva sa eșuată asupra capitalei ucrainene Kiev. Exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus la începutul acestui an are aprins îngrijorările că Minskul ar putea interveni în război. Rusia a intensificat atacurile terestre în sudul și estul Ucrainei și o nouă ofensivă rusă majoră pare să prindă contur la aproape un an de la începutul invaziei. În ultimele ore, armata ucraineană a înregistrat succese în luptele din estul țării. În Bahmut, de exemplu, rușii au pierdut teren în timpul unor contraatacuri ucrainene, iar trupele de mercenari Wagner, care au luptat până de curând în această zonă a frontului, au fost retrase și în locul lor au fost trimise unități ale armatei ruse regulate. Trupele rusești se mobilizează în regiunea Donbas din estul Ucrainei în vederea lansării unei ofensive de primăvară, conform observatorilor militari. Metodele rușilor însă nu s-au schimbat. Infanteria continuă să atace haotic, uneori fără sprijin. They have a lot of manpower, they're sending a lot of troops. I don't think that's sustainable for them to keep attacking this way. Вони просто йдуть.
по 5, по 7, по 6 чоловік, це їхня група, і вони просто йдуть. Потрібно аналіштилор, ну, există comunicare între diferitele unități ruse, iar rivalitatea dintre gruparea Wagner și armata regulată rusă a atins apogeul. Într-un comentariu postat pe rețelele sociale, oligarhul Evgeni Prigojin, șeful unității Wagner, a criticat Ministerul Rus al Apărării pentru proasta organizare a ofensivei. Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Почему продвижение быстро не идет? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колеса, которые суются ежедневно. Conflictul intern se pare că a fost câștigat de armată, pentru că au apărut informații potrivit cărora mercenarii Wagner au început să fie retrași de pe linia frontului. Cei care au rămas se plâng de lipsa de armament. Вас приветствует артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер». Каждый день мы выполняем сложные боевые задачи и прикрываем наши штурмовые группы. На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Бахмут este ca o luptă corp la corp între Moscova și Kiev. Orașul din est, care deși nu are o valoare strategică foarte mare, a fost scena de lupte aprige pentru controlul său timp de 6 luni. Este puțin probabil ca Rusia să-și atingă obiectivul de a captura orașul Bahmut până la 24 februarie, când se va împlini un an de la începutul invaziei, consideră analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Aseară, într-un discurs mai moderat, președintele Vladimir Zelenski a declarat că păstrarea sub control a situației de pe linia frontului și pregătirea pentru orice escaladare a inamicului reprezintă o prioritate pentru viitorul apropiat. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо. Zelenski a anunțat că alți 101 ucraineni aflați în captivitate la ruși au fost readuși acasă în urma unui schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina. La începutul lunii februarie, Ucraina și Rusia au efectuat un alt schimb de prizonieri, împlecând în total 125 de persoane. Veste tristă pentru fanii actorului american Bruce Willis. Familia lui a anunțat aseară într-un comunicat de presă că actorul de 67 de ani suferă de o formă de demență. O afecțiune care afectează creierul. Vestea este una dureroasă, dar este ușurare, ținând cont că există în sfârșit un diagnostic, se mai arată în comunicatul de presă. Potrivit specialiștilor, este un termen generic pentru un grup de tulburări care afectează în primul rând lobii frontal și temporale ai creierului. Aceste zone sunt în general asociate cu personalitatea, comportamentul și limbajul. Anul trecut, tot familia a fost cea care a anunțat că starul suferă de o afazie, o boală care îi afectează abilitățile cognitive și capacitatea de a vorbi. Iar din această cauză, actorul a renunțat la actorie. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!